Da, interesantă această declarație a președintelui României. Spune Claus Iohannis, domnule Muraru, și citez că România va fi recompensată rezonabil de NATO pentru că a donat un sistem Patriot Ucrainei și am încheiat citatul. La ce recompense s-a referit, credeți că s-a referit președintele Claus Iohannis? Ce ar putea obține România la schimb unui sistem de rachete Patriot? Doamnă, în primul rând, această declarație a președintelui reconfirmă decizia CSAT de acum 2 săptămâni, când România a decis acest lucru de a oferi Ucrainei unul din sistemele sale Patriot. Trebuie spus că România are mai multe astfel de sisteme, unul funcțional complet, celelalte fie în stare de operaționalizare, fie în stare de livrare de la partenerii americani, iar donarea acestui sistem sau cedarea acestui sistem s-a făcut în primul rând după o analiză care a subliniat faptul că cedarea acestui sistem nu înseamnă, de fapt, lipsirea României de garanții de securitate în ceea ce privește apărarea antiaeriană. Deci, vreau să subliniez și eu din nou acest lucru, că cedarea acestui sistem nu înseamnă sub nicio formă o apărare mai puțină pentru spațiul aerian al României sau pentru cetățenii României. Această discuție legată de compensare se referă la sisteme similare pe care partenerii americani le vor oferi României, fie că este vorba de un sistem de apărare antiaeriană similar, pentru că Patriot este cel mai cunoscut, dar nu este singurul sistem care funcționează astăzi în statele NATO. În Europa sunt aproape 100 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot și de alte tipuri. Și de asemenea, aș vrea să subliniez că România nu este singura țară care face acest exercițiu de cedare. Țări precum Olanda sau Germania au pus la dispoziție Ucrainei înaintea noastră sisteme Patriot compatibile pentru a apăra cetățenii și orașele Ucrainei. Am văzut chiar zilele trecute acea crimă abominabilă, lovirea unui spital de pediatrie pentru boli oncologice în centrul Kievului, a fost de fapt consecința lipsei de apărare antiaeriană a Ucrainei. Deci România consideră în acest moment, și aceasta este și tipul de gândire la nivelul partenerilor NATO, că vulnerabilizarea Ucrainei a apărării sale antiaeriene este o vulnerabilizare a cetățenilor europeni și a statelor, în primul rând, din Europa și, în particular, a statelor care se învecinează cu Ucraina. Reamintesc faptul că avem cea mai mare graniță cu Ucraina din toate statele Uniunii Europene și Tocmai. NATO.